Bună seara și bine v-am regăsit la Observatorul Prahovean Live. Alături de mine, domnul Alexandru Ștefan, consilier local Prahova în acțiune. Bine ați revenit în studioul Observatorul Prahovean Live, domnule Ștefan. Bună seara, mulțumesc încă o dată pentru invitație. Bună seara tuturor care ne urmăresc. Discutăm, de fapt facem împreună radiografia Ploieștiului, un oraș poluat, aglomerat și fără locuri de parcare. Ar mai fi multe minusuri de numerat, dar ne rezumăm la acestea pentru că timpul este limitat. Cu siguranță cei care ne urmăriți și sunteți ploieșteni sau tranzitați Ploieștiul, ați cunoscut pe propria piele, ca să spun așa, ca să nu zic pe propriul nas, ce înseamnă poluarea și aglomerația din Ploiești. De asemenea, o să vedeți că pe fondul acestei crize majore de spații verzi și aer curat în Ploiești se mai suprapune o criză, apropo de parcuri. Parcul din Piața Anton este în pericol de desființare. Invitatul meu o să vină cu detalii și de asemenea ne vom referi pe finalul emisiunii și la ceea ce înseamnă haosul imobiliar din Ploiești și ce ar putea să îmbunătățească noul plan urbanistic general aflat acum în dezbatere publică. Așadar, haideți să o luăm, domnule consilier, cu una dintre cele mai importante teme. Din păcate, ele se rostogolesc mai în spațiul public, mai ales în perioada campaniilor electorale, și anume poluarea din Ploiești. Avem, practic, două paliere. Lipsa spațiilor verzi, da, care contribuie evident la amplificarea acestui fenomen, și sursa poluării. Sursa poluării, nu știu. Există ceva care nu mai poluează acum? Un oraș înconjurat de 3 rafinării, nu 4, așa cum scria în memoriu noului PUG din 2014, când erau 4 rafinării, dar au uitat să modifice? 3 rafinării, nu 4, dar atenție, și a 4-a care nu mai este încă poluează. Corect, aveți dreptate. Bun, haideți să începem cu poluarea aerului și aici primul factor clar ține de rafinării, dar sunt multe alți factori, nu știu, mă refer aici la șantiere, mă refer aici la traficul rutier, sunt o grămadă de lucruri care ne otrăvesc aerul în fiecare zi. Vă rog. Da, deci ați atins un punct foarte important, dacă mai există ceva care nu poluează în acest moment. Trebuie să înțelegem că activitatea umană, prin definiția ei, poluează. Fiecare dintre noi are anumită amprentă de carbon prin desfășurarea activităților de zi cu zi, prin care noi poluăm. Fie la nivel micro, deci că ne plimbăm cu mașina, că cumpărăm anumite alimente care sunt în ambalaje de plastic sau în ambalaje de PET care sunt derivate din petrol, că ne îmbrăcăm cu anumite cormiți poliester care au capacitate de poluare, sau și la nivel macro, când discutăm de nevoile energetice ale unei urbe ca Ploieștiu, sau când discutăm despre nevoile de întreținere, fie termică, când vorbim despre infrastructură, faptul că producem asfalt, faptul că exploatăm și avem, chiar dacă în Ploiești nu avem în acest moment o problemă, am discutat cu colegii din teritoriu și în Prahova se pare că avem o mică problemă cu exploatarea necontrolată a anumitor cariere de pietriș. O, da, cu siguranță zona de balastiere este una încă gri, din păcate, repet, încă gri. Așa, deci asta a fost o introducere, practic toată activitatea noastră poluează într-un anumit fel sau altul. Nu asta este problema. Problema este cum gestionăm corect această poluare și cum minimalizăm efectele ei. Și avem, din punctul meu de vedere, trei falii mari ale poluării în Ploiești, pe care nu sunt primul pe care le identifică: poluarea aerului, poluarea apei și poluarea fonii. Când discutăm de poluarea aerului, care este cea mai importantă, evident discutăm în primul rând de poluarea traficului și activităților cotidiene, respectiv organizarea de șantiere de la nivelul municipiului. Iar a doua parte este macropoluarea, poluarea rafinerilor, cele trei rafinerii, cele patru care sunt trei. Ce putem face pentru a îmbunătăți calitatea aerului din Ploiești? Păi, în primul rând, la nivel de trafic se pot organiza și gestiona un pic altfel linerele de trafic centrale și periurbane,
astfel încât să fluidizăm cât mai mult o mașină care stă cât mai puțin la stop, evident că poluează cât mai puțin. Și cei care cred că nu este foarte, nu va impacta foarte mult acest lucru, vreau să vă aduceți aminte o perioadă destul de tristă a țării noastre, dar care a avut și anumite aspecte pozitive, respectiv carantina instituită la începutul anului 2020, da, când s-a redus foarte mult traficul urban și ca un pozitiv a crescut foarte mult calitatea aerului. Din păcate, acel fenomen, să spunem, al traficului era refiat, s-a încheiat. Dar, din fericire, dacă pot să spun așa, avem să de menționat că pandemia s-a încheiat și, practic, am revenit oarecum la viața, la viața normală. Ce vroiam eu să vă întreb pe dumneavoastră este ca, ca și primărie, executiv, practic consilierii locali sunt legiuitorii locali, da? Executivul primăriei pune în aplicare. Cu tot respectul, și aici nu vă atac pe dumneavoastră personal, însă am văzut atât de puține inițiative ale unor consilieri locali în zona asta, de, inclusiv de a trage de mânecă primăria pentru a implementa un management de trafic adevărat, lucru care lipsește Ploieștiului. Și dacă stăm să ne gândim ce se întâmplă la orele de vârf, nu doar în centrul Ploieștiului, cu cozile acelea uriașe de pe Bulevard Republicii și așa mai departe, ci și la ieșirile, intrările din oraș și așa mai departe. Chiar nu se pot găsi niște măsuri? Suntem totuși în anul 2022? Da. Deci, la nivel de circulație, există o analiză SWOT asumată de primărie, ce face parte din contractul mare de elaborare a PUG-ului. El a fost realizat în 2017, este parte din etapa a doua. Iar în această analiză SWOT, ei identifică niște puncte slabe și zone deficitare în circulație și mobilitate. Și aici discutăm și cred că și putem să punem pe... Sunt străzile puse pe Google Maps. Ok, o hartă, cu siguranță o să vedem și o să-l rog pe David. Exact. Deci ei au identificat două grupe de trafic unde sunt zone deficitare și avem grupa 1, Republicii, Gheorghe Doja, strada Poștei Nicolae Bălcescu și ajunge până la Democrației. Da. Deci ce am highlightat eu cu roșu, cea de sus. Da. Iar al doilea grup, Cantacuzino cu șoseaua Vestului, Caragiale și strada Rudului. Bun. Dumneavoastră vă referiți la un document oficial asumat de Primăria Ploiești prin semnarea contractului pentru noul PUG și, așa cum menționați și dumneavoastră, această analiză a fost făcută la nivelul anului 2017. La nivelul anului 2017. În 2022, domnul Ștefan, cred că ar trebui să colorăm cu roșu intrările și ieșirile din Ploiești, dacă mă refer, mi-aduc aminte de exemplu de bariera București, unde cel puțin dimineața la ieșire din oraș este jal. Exact, dar când discutăm, că deci am vorbit strict de partea asta, când discutăm de bariera București, da, evident ea nu se poate rezolva decât prin niște investiții în infrastructură foarte puternice. În schimb, aceste zone se pot rezolva fără investiții financiare foarte puternice și vă dau prima măsură pe care ar trebui să o luăm și pe care am propus-o și o voi propune și voi face presiune în continuare, din postura pe care o am de consilier local în minoritate. Desincronizare a semafoarelor. Da. Încă o dată, în anul 2022 vorbim de un lucru pe care alții l-au inventat în anii 70. Despre ce discutăm? Adică... Da. Deci nu costă absolut nimic, nu schimbă cu nimic infrastructura, nu ne blochează absolut deloc. Nu trebuie să faci poduri, giratorii suspendate. Nu trebuie să faci exproprierii, nu trebuie să... Nu, doar să gestionezi ceea ce ai în acest moment și să sincronizezi semaforizarea din aceste două. Pasul 2, da, după o semaforizare, un lucru ce a început să se și mai întâmple, din nou, nu implică investiții majore, dar implică un studiu mai aprofundat și un impact mai aprofundat, transformarea a anumitor artere în sensuri unice. Da. Așa cum s-a întâmplat la Brașov. Exact.
Și cum au început și în Ploiești să apară câteva sensuri unice. Totuși prea puțin în raport cu ceea ce avem acum. Da, spre deosebire de sincronizarea semaforizării, când transformi o arteră în sens unic, trebuie să ai niște studii mult mai aprofundate. Absolut. Pentru că impactezi într-un mod și într-un mod negativ. Cei care locuiesc în zonă, în special. Exact. Bun, asta numărul 1. Apoi, deci cu cât, practic, concluzia este cu cât o mașină stă mai puțin la stop, cu atât ea poluează mai puțin. De fapt, în momentul în care ea stă la stop, când discutăm de mașinile convenționale, nu mașinile electrice, asta ar fi și altă punct în care să încurajăm cât mai mult populația urbană să circule în zona urbană cu mașini cu zero emisii. Sau cu transportul în comun, sau pe cât posibil. Sau cu transportul în comun. Deci cu cât o mașină convențională stă mai puțin la stop, ea cu atât poluează mai puțin. Cu atât mai mult cu cât există studii medicale, nu la nivelul Ploieștiului, dar se pot extrapola și la nivelul Ploieștiului, populația urbană inhalează cele mai multe noxe în momentul în care așteaptă la o trecere de pietoni și în vecinătatea lor există o mașină care stă la stop. Da. Adică, da, e și logic să se întâmple lucrul acesta. Este și logic. Bun. Apoi, când discutăm de macropoluare a aerului, discutăm de impactul negativ pe care îl aduc cele trei mari rafinării ale Ploieștiului, dar să nu mă înțelegeți greșit. Fără ele, Ploieștiul nu poate exista. Rafinăriile Ploieștiului sunt inima economică a Ploieștiului și, din punctul meu de vedere, ele vor rămâne această inimă economică pe o perioadă de termen mediu și lung, cel puțin. Dar aici am studiat foarte, foarte puțin o analiză Seveso, un studiu Seveso făcut de Lukoil. Ce înseamnă acest studiu Seveso? Este un studiu de impact al conform legii 59 pentru marile accidente, pentru accidentele majore ce pot surveni în cazul unei eveniment negativ. Bun. Al Lukoil. David, avem și o hartă în jurul Lukoilului, dar repet, acesta este doar în jurul Lukoilului pentru că avem o hartă asemănătoare și pentru valabilă și pentru Brazi, care impactează. Se văd și liniile de la Brazi, sunt cele trei albastre. Da, ca să le explicăm oamenilor, exact. Practic ce vedeți dumneavoastră în partea de jos a ecranului, acele cercuri, mă rog, semicercuri de culoare albastră, sunt zonele de impact de la rafineria Petrobrazi. Și undeva o să vedeți inclusiv, dar cu un impact mai mic, ceea ce înseamnă rafineria Vega. Dar cel mai mare impact îl are Petrotel Ploiești. Lukoil. Bun. Bun. Deci practic vedem că aproximativ 90% din suprafața Ploieștiului ar fi afectată în urma unui incident major. Evident, este afectată și zi cu zi de poluarea pe care ei o fac. De ce spun acest lucru? Pentru că în momentul în care am văzut acest studiu, m-am întrebat, dar stai un pic, noi nu suntem singurul oraș care are rafinării în vecinătatea noastră. Și avem Viena, unde este sediul OMV principal și este și rafinăria OMV principală, da, care este fix în vecinătatea Vienei. Am uitat și pe studiul Seveso al lor și au raze mult mai reduse și noxe mult mai reduse. Care este explicația? Se investește mai mult în echipamente de protecție și prevenție a posibilor accidente. Asta înseamnă că statul austriac a fost mult mai sever în ceea ce privește impunerea unor norme de protecție a mediului decât statul român cu rafinăriile noastre. Fie că vorbim de rafinării cu proprietari din Kazahstan, Rusia, Austria și așa mai departe. Exact. Nu trebuie să ne transformăm într-un clinch. Nu trebuie să existe un clinch între cele două. Este un parteneriat între marile rafinării și între urbea Ploiești, pentru că avem la Lukoil 2-3.000 de angajați. Absolut. Însă, ca orice antreprenor, în momentul în care faci profit, trebuie să și investești și să reinvestești acel profit. Din punctul meu de vedere, este timpul pentru o modernizare și o investiție nu foarte mare, să știți, atât la nivelul Lukoilului cât și la nivelul Petrobrazului,
cât și la nivelul astea. Da, dar asta, se, la, asta, la Vega. Vega. Asta trebuie să se întâmple în corelație cu, pentru că primăria Ploiești nu are pârghiile necesare pentru a-i forța într-un fel să, să investească în, în protecția mediului, în modernizarea instalațiilor și reducerea emisiilor poluante. Aici cred că ar trebui o concentrare de forțe inclusiv la nivel guvernamental. Exact. Rămâne de văzut în ce măsură Guvernul României este dispus să-și asume, să spunem, acest, acest rol. Bun. Ce poate face primăria Ploiești este la a patra rafinerie, care nu mai este, dar care poluează în continuare, și discutăm despre rafineria Astra, da, unde la acest moment trebuie efectuate niște lucrări foarte importante de decontaminare a terenului. Practic, toată zona Bariera București este infestată cu produs petrolier în urma poluării istorice pe care a făcut-o rafineria Astra în cei aproape, nu știu, 80 de ani de funcționare. Exact. Și trebuie să acum făcute lucrări la nivel de geo, de decontaminare a, a zonei respective. Bun. Un aspect important îl reprezintă, chiar dacă, mă rog, nu avem cursuri de apă, când, când discutăm despre poluarea apei, ne referim în special la gestionarea apelor uzate. Când iar... avem cursuri de apă, la ce vă referiți? Că nu avem ape curgătoare? Da, da, da. Păi la Dâmbu? Mă rog, Dâmbu. Dâmbu, să știți că este o sursă de poluare foarte... Nu Dâmbu în sine este o sursă de poluare, ci... ci ceea ce transportă. Da, faptul că avem o gestionare a deșeurilor defectuoasă. Dâmbu, din păcate, a devenit o zonă de deversare a deșeurilor menajere. Aici avem un aspect important. Avem un operator care este membru unei multinaționale și o primărie care, cel puțin în ultimii, în ultimii ani, nu s-a găsit nicio soluție pentru modernizarea sistemului de canalizare, de colectare a apelor uzate, și mai ales nu am fost în stare să terminăm o stație de epurare a apelor uzate. Cred că construcția a început undeva acum, nu știu, 10-15 ani. 2009. În 2009, da? Dacă nu mă înșel, 2009. În 2009. Suntem în anul 2022. Deci de acum 13 ani. În 13 ani au existat tot felul de probleme legale, economice, financiare, astfel încât acum Ploieștiul are o stație de epurare, o glumă de stație de epurare, pentru că apele deversate, dovadă fiind și amenziile pe care primăria Ploiești le încasează prin RASP constant pentru poluarea apei în care sunt deversate aceste reziduri, da? Și totuși, iată, un oraș, reședință de județ, al unei dintre cele mai importante județe, nu are o stație de epurare conformă cu standardele europene. Cum e posibil? Este posibil, tocmai ai spus cum este posibil. Din 2009 tergiversăm și nu reușim să terminăm o stație de epurare. Așa este posibil. O lipsă de management acută și cronică, s-a cronicizat lipsa de management în atâția ani. Când discutăm de poluarea apelor, aici din nou avem o, la nivel macro și la nivel micro. În afară de lipsa aceasta unei stații de epurare a Ploieștiului, mai avem și cartiere mărginașe care, și dacă ar funcționa această stație de epurare, ei nu sunt conectați la rețeaua centrală, și discutăm de Mitica Apostol, care anul acesta, la începutul, la finalul anului trecut, a existat o discuție foarte aprinsă și în disconcordanță în Consiliul Local de cum să rezolvăm această situație. S-a ajuns la concluzia că vom prevedea bugetar anul acesta în bugetul anului 2022 pentru construcția unei microstații de epurare la nivelul Mitica Apostol. S-a prevăzut bugetar. Suntem în mai, imediat intrăm în iunie. Nu s-a întâmplat nimic absolut concret. Nimic, absolut nimic. Încă se prospectează terenul pe care urmează să se construiască. Da. Din punctul meu de vedere, nu așa trebuie făcut gestionată poluarea apelor. Apoi, mai avem o problemă care nu a fost foarte mediatizată și spusă în spațiu public, dar pe care vreau să vă prezint astăzi. Avem fostele colonii, Teleagen, Astra și Vega, care nu sunt legate la sistemul de utilități central, ci sunt dependenți de sistemele din perioada comunistă, da, în care respectiva rafinerie gestiona întreaga zonă. Și acolo trebuie făcute foarte clar investiții pentru a rupe dependența concitadinilor din respectivele zone de unitățile economice. Exact.
Apoi, mai avem situații paradoxale în anumite cartiere mărginașe, cum ar fi Mimiu. În Mimiu sunt zone în care au canalizare și nu au apă. N-au apă curentă. N-au apă curentă, dar au canalizare. Da. Știu că a existat la nivelul primăriei Ploiești, cred că în perioada Dobre s-a extins zona de canalizare acolo. Acum, din păcate, au dificultăți din punct de vedere birocratic de a acorda oamenii la apă, pentru că nu își pot obține autorizația de construire pentru căminul de apă. Deci o chestie birocratică și creează o situație penibilă din punctul meu de vedere, să ai canalizare, să n-ai apă curentă. În Ploiești. Da. Nu în Everest, în Ploiești. Mitic Apostol, în continuare, sunt foarte multe străzi care nu au canalizare, sunt foarte multe străzi care nu au apă curentă. Da, cred că sunt foarte multe zone în Ploiești unde sunt probleme cu apa sau cu canalizarea și iar este, dacă vreți, o pată de rușine pe obrazul nu neapărat doar a actualei administrații, ci a tuturor celor care s-au aflat la conducerea orașului Ploiești în ultimii 20 de ani și care nu au fost în stare să prioritizeze, da, accesul populației la utilități. Deși din punct de vedere al plății taxelor și impozitelor, cu siguranță oamenii nu sunt datori către bugetul local. Oamenii nu sunt datori către bugetul local, de asemenea mai există o hibă administrativă. Cei de la Panova ne-o reamintesc de fiecare dată când au oportunitatea. Nu există o updatare a canalizării la nivelul Ploieștiului de astăzi. Ei merg pe un plan, cred că din 2000-2005. Tot ce s-a extins practic nu încadrează și aici avem probleme cu apele pluviale, avem probleme cu diferite metode. Iarăși gestionarea stației de epurare este deficitară, și cum am și menționat, și asta discutăm de prezent. Dar mai avem și trebuie să discutăm și de viitor. Avem o mare problemă. Foarte multe străzi sunt subdimensionate, mai ales în zona de canalizare. Și avem un boom imobiliar, avem dezvoltatori imobiliari care construiesc și foarte bine că construiesc. Riscăm să supra-solicităm această... Practic tot ce înseamnă locuințe colective, blocuri, se racordează la actuala rețea, exact, care oricum este subdimensionată. Ea a fost construită, eu știu, în anii 60-70 și cu siguranță nu face față dezvoltării acesteia pe verticală a orașului. Aș vrea să, pentru că au trecut deja 20 de minute din emisiune, aș vrea să abordăm și un subiect pe care dumneavoastră l-ați documentat. Ne întoarcem puțin la poluarea aerului și lipsa de spații verzi și o să rog pe David să difuzeze imaginile surprinse ieri în zona respectivă, vorbind de părculețul, pentru că are niște dimensiuni destul de reduse într-o zonă foarte aglomerată a Ploieștiului, parcul din zona Piața Anton, din intersecție, cu siguranță recunoaște zona, este una dintre cele mai vechi zone din Ploiești. Și practic singurul parc improvizat, da, repet, chiar dacă vorbim de niște dimensiuni reduse dintr-o zonă aglomerată cu atât de o zonă de case, cât și mai ales de blocuri, da? Tot ce înseamnă, nu știu, muzicanți, democrației, lupeni și așa mai departe. Chiar și acest părculeț este în pericol de a fi desființat. Care este motivul, domnule? Păi, uitați aici o poză foarte... Dați-vă un pic în spate poza dinainte. Vedeți aici, fix lângă parc, avem o casă. Da. Lucru care, din punctul meu de vedere, nu este benefic. Parcul în acest moment este rupt în două. Da? Avem anumite terenuri ocupate, după care avem o casă care este în ruină. Da. Și o parte foarte importantă de suprafață care nu este în acest moment întreținută și este vegetație crescută haotic, da, fix în spatele parcului cum ne uităm, dar inclusiv partea pe care o privim astăzi din punct de vedere topografic, uitați, deci vedeți zona, avem gardul, da, iar zona din stânga este uitată, nu se mai întreține. Inclusiv parcul care este funcțional în acest moment, la acest moment avem anumite procese care s-au terminat și terenuri care au fost retrocedate persoanelor fizice. Cam cât la sută din suprafața verde actuală a acestui parc? Undeva la 60-70%. Practic acest parc,
putem spune, terenul aferent parcului, în proporție, spuneați dumneavoastră, de 60-70%, este deja retrocedat. Asta da. Ce înseamnă? Că poate veni oricând moștenitorul, moștenitorii proprietarilor, vechilor proprietari, vorbim, nu știu de cât mai sunt, cât din ei mai sunt în viață, pot veni să ne trezim peste noapte, nu? Cu niște garduri puse. Cu niște garduri puse, dar nu ne putem trezi cu construcții, pentru că chiar dacă s-a retrocedat, destinația terenului este în continuare de spațiu verde. Și bun, și ca să este o interdicție de construire, dar poate să nu prejmească. Ca să nu ajungem în situația asta în care, iată, și un parc mic, singurul din întreaga zonă să devină proprietate privată și nu spațiu de utilitate publică, Ce ar trebui să facem pentru a nu ajunge acolo? Da, păi în primul rând acest parc eu îl consider, chiar dacă este foarte mic, este extrem de important pentru că deservește o suprafață și un număr de populație foarte mare. Iar această populație folosește acest parc, discutăm de Strada Democrației, discutăm de Lupeni. Vă spun, eu am fost și am făcut aceste fotografii ieri undeva în jurul prânzului. Erau foarte mulți copii care au ieșit de la școală sau de la grădiniță și erau aduși de părinți, bunici, bone să se joace până să ajungă, în drumul spre casă. Da. Ce putem face în acest sens? Putem să folosim un lucru negativ, să transformăm într-un lucru pozitiv. Eu voi propune constituirea unei comisii de negociere pentru a negocia un schimb de terenuri, practic persoanele cărora li s-a retrocedat acest teren să ne dea terenul înapoi nouă și noi să le oferim în anumite zone cu interes mai sau cu un interes echivalent. Și în același timp există și o construcție ruinată în spatele parcului. Respectiva persoană și-a manifestat interesul de a face și dumnealui un schimb de terenuri. Practic, putem folosi această oportunitate nu numai să luăm înapoi ceea ce a fost retrocedat, ci și să reîntregim întregul parc și să-l transformăm și să-l creăm într-un parc cu adevărat funcțional pentru zona respectivă. Mai mult decât atât, urmărim pozele pe care le-ați făcut, am văzut un pic o parazitare a traficului în parc. Practic, foarte multe mașini blocau intrarea prin parcarea lor. Și aici trebuie discutat, trebuie organizată o zonă foarte clară și delimitată de parcare în zona respectivă, pentru că tot trotuarul dispare în acest moment. Bun, și acum o să facem și trecerea către un alt punct sensibil al Ploieștiului și anume lipsa locurilor de parcare. Iarăși, indiferent în ce, nu știu dacă mai există vreo zonă în Ploiești, chiar și în zonele de case, pentru că oamenii și-au luat, nu știu, a doua, a treia mașină a familiei și nu toți au curți suficient de mari încât să-și parcheze mașinile, pe străzi relativ înguste, repet, în zone de case, la bloc, putem spune că este omor, mai ales după ora 16, să găsești un loc de parcare liber, unde mașinile rămân pe stradă, pe treceri de pietoni, pe trotuare și așa mai departe, obstrucționând vizibilitatea în intersecții, pericolul fiind cu atât mai mare cu cât în zonă funcționează, dacă în zonă funcționează și unități de învățământ, de exemplu. S-a tot vorbit. Parcări de cartier, parcări supraterane, parcări subterane, parcări supraetajate, lifturi auto și așa mai departe. Până acum, toate au rămas la stadiul de promisiuni electorale. Cum vedeți dumneavoastră rezolvată problema asta lipsei parcărilor din Ploiești? Păi, avem două lucruri care putem face. Putem face lucruri legislative și putem face lucruri investiționale. Din punct de vedere legislativ, trebuie elaborat un regulament al parcărilor rezidențiale. La acest moment există un regulament în vigoare de aproximativ un an care s-a dorit a bloca autoutilitarele de dimensiuni mari. Din punctul meu de vedere, și nu este doar punctul meu de vedere, acest regulament prin natura lui nu blochează doar acele mașini, ci blochează absolut toate autoutilitarele, inclusiv Dacia Papuc, inclusiv Dacia Docker, mașini micuțe. Și din cauza acestui fapt, de un an de zile acest regulament este în imposibilitate de a fi aplicat de către poliția locală. Da. Pentru că am așteptat un an de zile să vedem cum se pune în practică acest regulament. Eu nu cred că vreun ploieștean a văzut foarte multe dube ridicate sau luate din zonele rezidențiale. Lucru cu care eu sunt perfect de acord. Dubele trebuie să dispară din zonele rezidențiale, dar pentru ca ele să dispară trebuie să avem un regulament concret, coerent și raportat la realitățile străzii. Apoi există o discuție de reglementare.
reglementarea parcărilor rezidențiale, care va fi și sper să o avem inclusă în regulamentul local de urbanism a Pugului nou, prin care să aflăm în primul rând câte locuri de parcare există în Ploiești. Haideți să vă citesc eu acum dintr-un răspuns pe care Primăria Ploiești l-a transmis ziarului Observatorul Prahovean. Am întrebat foarte simplu câte locuri de parcare are Ploieștiul. Și răspuns. Au răspuns? Da, dar haideți să vedeți cum. SECE Servicii de Gospodăriile Urbane Ploiești deține în concesiune suprafețe de teren pentru care a fost stabilită destinația de parcări cu plată. Bun. Numărul locurilor de parcare existente 1354, amenajate 251 și în curs de amenajare 1128. Da? Din cele 1128 de locuri de parcare menționate anterior, au fost marcate 331 de locuri, urmând să fie marcate ulterior 797 de locuri de parcare. Da? Și fac ei un calcul, au rămas de marcat 589 de locuri de parcare. Și acum vine, mai există parcarea de pe Cuza Vodă, supraterană, cu 345 de locuri de parcare. Și răspunsul final este, de-a lungul timpului, inclusiv în intervalul 2012-2015, au fost amenajate cu dale prin intermediul Direcției Tehnice de Investiții din cadrul primăriei, dar și prin intermediul SGU, spații verzi din municipiul Ploiești ce sunt utilizate în prezent ca parcări, atenție, nefiind cuantificat un număr al locurilor de parcare. Deci, practic, Primăria Ploiești, în anul 2022, nu știe câte locuri de parcare sunt pe raza al municipiului Ploiești. Evident că nu știe, asta am și spus. În acest moment nici măcar nu știm câte locuri de parcare sunt. Cele 1354, care de fapt sunt 210, care de fapt sunt 331, care de fapt sunt 797, care așa n-am înțeles exact, da? Așa, reprezintă cele cu plată. Exact. Deci nu cele rezidențiale. Cele de la bloc, exact. Cele marcate corespunzător, eu știu, în zonele rezidențiale și așa mai departe. Exact. Noi nu, pentru că trebuie, și a ieșit data trecută când am fost la dumneavoastră și oricând am avut posibilitatea de a discuta de acest subiect, trebuie foarte clar delimitat. Una este parcarea de tranzit și alta este parcarea rezidențială. Parcarea de tranzit este cea în care vii, o lași mașina, te duci la cumpărături, îți iei, te duci, te tunzi, te duci și ce vrei tu, te duci la stomatolog, te-ai întors la mașină, ai plătit parcarea, te-ai urcat în mașină și ai plecat. Pentru că aici am avut și o discuție cu doamna viceprimar care tot spunea că trebuie făcută o aplicație, Smart City, Smart. Ok, dar eu nu vin cu aplicația să stau la mine acasă. Parcarea rezidențială este parcarea rezidențială și noi nu știm în acest moment, parcarea rezidențială nu are un regulament. Deci nu este clar stabilit, nu sunt demarcate locurile de parcare. Este la liber. Din punctul meu de vedere este așa, pentru că dacă n-ar fi așa, s-ar descoperi și s-ar formaliza o deficiență și o carență a locurilor de parcare acută pe care o are Ploiești. Eu am folosit un algoritm pe calculator cu o hartă desfășurată a Ploieștiului cu poze de pe satelit. Este o cifră strict, deci luați-o... Orientativă, în niciun caz, da, deci nu se bazează pe niște măsurători topometriste, da, ca să zic așa. Și grosomodo avem undeva la vreo 30-35 de mii de locuri de parcare. Da, cred că oficial în Ploiești avem 130 ceva de mii de mașini. Deci raportul e cam 3 mașini pe un loc de parcare. Cam așa. Bun, ce soluții vedeți dumneavoastră? Deci, clar, nu sunt soluții legislative. Nu pot legifera să transform din 30.000 în 130.000. Pe hârtie. Încă un aspect pe care l-am observat și care am câțiva membri care mereu îmi spun acest lucru. După ce când avem locuri de parcare, au găsit soluția perfectă, să transforme zonele verzi în locuri de parcare. Asta s-a întâmplat. Da. Bun. Deci de legiferat exclus. Este vorba de dezvoltare în infrastructură. Avem nevoie de parcări și supraterane și subterane. Avem nevoie de un pug foarte bine pus la punct, astfel încât orice dezvoltator imobiliar să iese, în momentul în care dezvoltă anumite locuințe colective, să îi se stabilească foarte clar, neechivoc și fără niciun fel de interpretare, o cotă a numărului de parcare per apartament. Cât este cota acum? În noul PUG ați studiat? 1,5 este în acest moment.
Acum n-ar fi o bună oportunitate ca prin noul PUC în loc de 1,5 să punem 2, de exemplu? Adică două locuri de parcare la un apartament, pentru că în majoritatea familiilor care își permit acum să-și cumpere o locuință nouă, sunt două mașini. Dacă nu am în două personale, sigur una va fi de serviciu și care va trebui lăsată pe undeva, neavând loc de parcare în ansamblu rezidențial, unde o lasă? Pe stradă, pe spațiu verde, pe trotuar, pe trecerea de pietoni și așa mai departe. Exact. Problema este, care se pune este dacă trebuie să împovărim noii dezvoltatori pentru carențele pe care le-au făcut vechii dezvoltatori. Adică un nou dezvoltator trebuie să creeze locuri de parcare și pentru blocurile care există în acest moment sau trebuie să creeze locuri de parcare doar pentru blocul lui. Aici e o discuție care nu prea are răspuns în acest moment. PUG-ul este în dezbatere publică. Recomandarea mea și eu voi milita este pentru două locuri de parcare pe apartament, nu 1,5. Și 1,5 este bine pentru că s-au făcut și pe 1, dar s-au făcut și pe mai puțin. Bine, aici mai e un aspect de punctat și anume locurile de parcare care locurile de parcare, dar trebuie foarte bine reglementat și accesul în noile zone de locuințe colective, pentru că avem foarte multe blocuri care se fac în zone ce nu permit cu ușurință accesul. Și atunci se vor bloca anumite căile de acces, efectiv. Vorbind de noul PUG, din ce a studiat dumneavoastră, se mai poate continua ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani? Pe burtieră scrie haos imobiliar, în sensul în care să vedem în cartiere de case răsărind blocuri de P+4, P+6, P+9. Bun. Că vorbim de nou PUG, eu sunt membru în Comisia de Urbanism a Consiliului Local. Deci ar trebui să fi luat niște ouă, niște roșii și să mă apuc acum să dau un dumneavoastră. Deci dumneavoastră sunteți vinovat pentru dezastru. Eu sunt vinovat. Dar ce se întâmplă în realitate în Comisia asta de Urbanism de la Consiliul Local? Eu în realitate n-am primit niciun document la acest moment pe nou PUG. Toate documentele pe care le-am cele ce au fost puse în dezbatere publică în același moment cu restul populației. Da. N-ați fost consultat în perioada elaborării? Nu am fost deloc consultat. Mai mult decât atât, îmi permit să spun că și dezbaterea publică a avut loc atât de repede și datorită mie și presiunilor pe care le-am făcut de a scoate la iveală documentele care există în acest moment în etapa a treia noului PUG. Deci eu studiez PUG-ul din același moment în care studiați și dumneavoastră. Îmi pare rău să spun, dar răspunsul este da. Se mai poate și pe nou PUG continua cu haosul imobiliar. Pentru că sunt anumite concluzii care s-au luat pe anumite axiome, să le spunem, ce nu mai sunt valabile. Ați văzut, în memorie se discută de cele patru rafinării, se discute de spitalul de pediatrie. Viitorul Parc Municipal Vest. Viitorul Parc Municipal Vest. Pentru că acel PUG a fost început în 2014. Exact. Și va fi terminat în 2040. Și nici nu s-a obosit să-l actualizeze. Și avem zone și am identificat câteva zone pe care elaboratorii le vor ca pol de dezvoltare. Ne puteți da câteva exemple? Da, vă pot da câteva exemplu. Este zona Tudor Vladimirescu, care în acest moment este zonă de case. Este zona Găgeni, ieșirea spre Păulești. Alt pol de dezvoltare este rafineria Astra. Fosta rafineria Astra. Da. Ce înseamnă acest pol de dezvoltare? Înseamnă ridicarea restricțiilor de construire și cel mai important respectiv este regimul de înălțime. Deci... Da, am înțeles. Dacă, să zicem, în zona fostei rafinării Astra, da, eu nu știu cum poți să construiești acolo având în vedere contaminarea solului, dar, mă rog, în România totul e posibil. În celelalte zone de case, lucrul ăsta nu cred că pică bine proprietarilor de case. Adică vă spun sincer, eu dacă mi-aș cumpăra o casă și într-o zonă de case, tocmai pentru că nu vreau să stau la bloc și să am liniște și să am vecini cu P+1, să mă trezesc că la două loturi de casă a vândut vecinul și acolo se ridică un bloc, cu siguranță și valoarea proprietății, nu mai vorbesc de disconfortul personal, ar avea foarte mult de suferit.
Ce rămâne de făcut? Ca oamenii să se mobilizeze și să le transmită celor din Primăria Ploiești și elaboratorilor noului PUG să nu ridice acele restricții. Sunt trei lucruri ce trebuie făcute. Trebuie luptat pe trei fronturi. Primul front este omul de rând, care trebuie să studieze cartierul, să spună dacă este mulțumit de cartierul lui, cum ar vedea el cartierul și să depună la registratura primăriei sau la consilierul local pe care are din cartier sau la parlamentarii de care el este reprezentat, să-și depună punctul, să spună punctul de vedere. Asta este numărul 1. Numărul 2. Dezvoltatorii imobiliari, mari dezvoltatori imobiliari și mici dezvoltatori imobiliari, la acest moment dezvoltă imobiliar printr-un proiect, deci în mod sigur este implicat un arhitect în respectivul proiect. Corect. Acel arhitect la acest moment a primit documentația pentru PUG, pentru că va exista și o dezbatere în cadrul Ordinului Arhitecților din România. Ce cred că o să aibă loc undeva în iunie sau iulie. Deci, numărul 2, fac un apel către arhitecții interesați și impactați de dezvoltarea noului PUG, de a spune punctul de vedere, de a încerca să reglementăm și să avem o dezvoltare urbană pe care o merităm. Iar numărul 3 este presiunea pe care o putem face la nivel politic, la nivelul Consiliului Local, pentru că acest PUG va trece în ultimul for decizional, va fi Consiliul Local. Consiliul Local, care Consiliul Local va aproba practic acest care document. Va aproba. Și acum îmi pare rău să spun, dar știți că anumite proiecte trec pe repede înainte. Fără o dezbatere fără corectă, dezbatere, fără interpelări, fără întrebări, pur și simplu doar că s-a stabilit la nivelul organizației politice, acest proiect trebuie să treacă. Toți, exact. Toți trebuie să ridicați mânuțele, tuturor vă curge sânge din nas, trebuie să stați cu mânuțele pe sus, eu mai ca puțin, să treacă. Că bine, dumneavoastră faceți parte dintr-un partid care are două voturi, da? Da. Cei de la USR sunt, deși sunt minoritari, de obicei votează pentru că sunt într-o coaliție de guvernare locală cu PNL, da? Iar PSD, Pro-România și ALDE sunt deja o altă minoritate, astfel încât practic decizia vine la PNL, ca să nu mai dăm după, să ne mai ascundem după cireș. Dacă peneliștii își doresc blocuri în cartier de case, vor vota PUG-ul în forma actuală. Doar că și peneliștii trebuie să înțeleagă și sunt sigur că înțeleg că foarte mulți dintre ei sunt oameni de bună intenție, îi va impacta și pe ei acest PUG. Absolut. Stau în Ploiești. Și mulți dintre ei la casă, nu la bloc. Da, dar poate au avut grijă ca în zonele lor de case să rămână restricțiile de construire. Să nu fim cârcotași astăzi. Da. Am ajuns la finalul emisiunii. Dacă aveți de transmis un mesaj, de ce nu chiar și administrații locale cu care sunteți din când în când așa în contradictoriu? V-au răspuns, domnule, la interpelările alea pe care le-ați făcut în ședințe locală, local? De fiecare dată dumneavoastră le aduceți aminte, ei se fac uită? Nu. Da, nici până la acest moment nu mi s-a răspuns la interpelare. Presupun că consideră că mi s-a răspuns la interpelare prin faptul că a fost pus în dezbatere publică, da. Totuși, mai există anumite documente pe care aș vrea să le obțin, respectiv studiul SV sau mai multe. Un ultim punct pe care vreau să-l punctez, respectiv de dezvoltarea urbanistică a Ploieștiului. Oamenii aceștia în acest studiu pe care l-au făcut în 2017 au văzut o tendință de dezechilibru la nivel urban, și anume nordul și vestul suferă o dezvoltare mult mai puternică decât sudul. Și din cauza noilor centre comerciale care s-au pus pe inelul de nord-vest și datorită parcului industrial care există la nivelul regional. Asta ar fi sugestia și recomandarea pe care aș face administrațiile locale publice, să încerce prin măsuri de termen mediu și lung, pe termen mediu și lung, să aducă dezvoltare și în zona sudului și în zona estului, care suferă în acest moment și din punct de vedere al dezvoltării urbane și din punct de vedere economic. Bun, domnule Ștefan, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Cu dumneavoastră mă revăd săptămâna viitoare. Până atunci, rămâneți sănătoși!